Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Oana Zăvoranu primește și provocări online. Cei care o îndrăgesc îi pot dona diferite cadouri, însă atunci când pierde la punctaj, Oana Zăvoranu se supune, astfel că primește diferite provocări din partea celor cu care joacă. De această dată, Oana Zăvoranu a fost nevoită să meargă într-o benzinărie unde a trebuit să spele parbrizul unor mașini. La final, vedeta a primit 5 lei din partea unei persoane, n-a murit. Mă confrunt cu probleme grave pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu le voi depăși. Așa se întâmplă când taci, crezi în prietenii mizere și te lași furat de hoții care strigă hoții sau de frați și surori, chiar dacă natural nu-i ai. Voi fi mai activă, pentru că am tăcut și am îndurat ca un martir. Adevărul întotdeauna triumfă, a scris bruneta pe Instastory. Păi nu de sus! Mamă, dar ce-i place, numai să potolește de spăla, băi! Așa, așa, Oana, da, așa. Așa, Oana, bravo. Bravo, bravo, Oana, da, 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 Oana, da. Mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.